Un bărbat a mers la o clinică de dermatologie după ce partea superioară a limbii sale a devenit acoperită de un covor dens de fibre asemănătoare părului. Iată cu ce l-au diagnosticat medicii. Medicii l-au diagnosticat rapid cu o afecțiune surprinzător de comună, limbă păroasă neagră. Cu 3 luni înainte de examinare, bărbatul, care are în jur de 50 de ani, a suferit un accident vascular cerebral, care i-a provocat paralizie pe partea stângă a corpului, iar partea stângă a rămas încă slăbită la momentul consultației sale la dermatologie. După accidentul vascular cerebral, bărbatul a fost pus la o dietă de alimente și lichide sub formă de piure, iar aproximativ 2 luni și jumătate mai târziu, îngrijitorii săi au observat o pigmentare neagră care îi acoperea suprafața limbii. Învelișul gros și negru era nuanțat cu dungi gălbui, în apropierea liniei mediane și a părții din spate a limbii. O examinare mai atentă a arătat că învelișul negru era format din fibre lungi și subțiri, cu depozite galbene și strălucitoare, probabil particule de alimente prinse, împrăștiate pe tot parcursul. Limba păroasă neagră apare atunci când umflăturile mici, în formă de con de pe suprafața limbii, numite papile filiforme, nu se elimină așa cum o fac în mod normal. Aceste papile cresc de obicei cu o lungime de aproximativ 1 mm, înainte de a se desprinde de limbă într-un proces numit de squamare. Dar dacă partea superioară a limbii nu este supusă la o abraziune regulată, de exemplu, de la o periuță de dinți, de la un răzuitor de limbă sau de la alimente solide texturate, aceste papile pot crește și pot deveni neobișnuit de lungi. Din aceste motive, o igienă orală precară și o dietă cu alimente moi pot crește riscul de a dezvolta o limbă păroasă neagră. Consumul excesiv de cafea, ceai, alcool sau produse din tutun, anumite medicamente, cum ar fi antibioticele, radioterapia capului și a gâtului și anumite ape de gură, pot de asemenea să perturbe procesul de descoamare și să conducă la apariția afecțiunii. Gura uscată este un alt factor de risc, relatează mesajul.ro.